Doamnă și domnule, bine v-am regăs. Cât ne mai putem noi regăs. Am vrut la un moment dat să vorbesc în emisiunea asta despre ce se întâmplă asta. În Parlament. Am zis, bă, mă apuc iară cu politică. Acolo am ajuns eu. de am m-a trimis tata la școală, m-a acolo, vându găini și porci ca să mă țină la școală, să vorbesc eu despre politică. Nu se. Va. Mai bine vorbim despre istorie, și despre cum unii politicieni, puneți ghilimele voi dacă vreți, că eu le-am pus de mult, înțeleg istoria. Baiul cel mare la istorie știi care e? Că sunt o grămadă de spăriți de ăștia ideologici care privesc istoria de atunci cu ochii de acum. Adică ei vorbesc, de exemplu, despre cum trăiau moldovenii sau ardelenii sau oltenii acum 3-400 de ani, ca și cum în jurul României toți ei alții erau cu iPhone-ul la ureche și cu laptopul pe masă, în 1600 ceva sau 1700. Ei nu înțeleg că, bă, așa au fost atunci vremurile. În 40, când a început războiul 1940, vremurile erau de maro peste tot, în toată Europa. Ca așa e la război. Așa au fost în Evumediu, așa au fost în iluminism, în ce vrei tu, epoca luminilor. Așa zis. Ok. Și atunci vin băieții și își fac tot felul de partidulețe. Și ce fac cu partidulețe? Iau câte o bâtă și merg pe drum și văd un rahat și încep să zgândere. Și dacă pute, asta se cheamă succes electoral. Ori, ca să explicăm o dată pentru totdeauna. Mă băieți, modernitatea înseamnă ceva ce nici nu vă închipuiți. Uite, s-a făcut un studiu. S-a luat New York Times. O săptămână. În ziarul ăsta au stat cercetătorii și l-au buchisit o săptămână. Au calculat și au văzut că New York Times, într-o săptămână, are mai multe informații decât toate cunoștințele din viața unui om trăitor în secolul XVIII. Tu îți dai seama ce e asta? La ce nivel al modernității s-a ajuns? Și atunci nu-i păcat, bă, să vă lăsați păcăliți de tot felul de șmecheraș care vin să vă arunce naționalismul așa ca pe o ceapă de aia verde la Arnia de fasole. Nu, tată. Și asta se întâmplă și în România, și în Ungaria, și în Anglia, și în Austria, și peste tot sunt niște partide, partidulețe care vin să vă spună băi, strămoșii tăi o trăi foarte prost și să vezi cum i-o murit tăi așa, așa, așa. Dar nu mai zic, bă, știi că și strămoșii noștri au murit pe strămoșii ălor, alor, alor, alora. Nu. Iau numai ce le convine din istorie și în loc să fie manual, se preface într-un program de guvernare. Hai să vă arăt o știre, da? Știri pe surse. V-am promis că vorbesc despre asta. Și despre istorie, da? Proiect de lege, închisoare pentru cei care neagă asuprirea maghiară din Transilvania. Tu la doamne, m-am și văzut legat, Deci, n-am negat eu nimic, n-am afirmat, dar am zis, no, acum mă leagă. Inițiatorul este un tip, deputat sau senator de sector 1 București. Băi, ce bine se pricepe omul ăsta, deputatul ăsta la Transilvania și la Banat. Cum vine el de la București apese pe buton? Pof! Te-am prins, Ardeleanule. Ori, domnul deputat, Bogdan Diaconul îl cheamă. Stă acolo, zici că și-o lăsa și, -o lăsat și -o un pic de mustață, să de seamănă cu Avram Iancu și cu ăștia. Păi băiețaș, să-ți explic o treabă. Aici, în Ardeal, eu ca român ardelean mă simt mai aproape de unguru ardelean decât de românul de peste munți. Așa cum unguru ardelean se simte aici în Ardeal mai aproape de românul ardelean din Ardeal decât de unguru din Budapest. Știi de ce? Pentru că este legea naturii. Am crescut împreună. Ne-am pus culturile împreună. Și când ne-am bătut, ne-am tras câte un șut, împreună ne-l-am dat. Unul eu, unul el. Rândul 1, pălmuiește rândul 2, rândul 2, pălmuiește rândul 1. Ca să înțelegi mai bine. Că am înțeles, domnul Bogdan Diaconu, că ai făcut dreptul la Spiru Haret. Și Spiru Haret, din câte știam eu din presă, aia nu e eu... Nu vreau să vorbesc mai mult. Înțelegi? Hai să-ți arăt ce zic oamenii, tată. Cum să dai o lege să intre la pușcărie aia care neagă asuprirea maghiară din Transilvania. Dar ce, bă, asuprirea maghiară din Transilvania a fost o fel de holocaust. Dar asuprirea românească din Transilvania, auzită a e? Yeah. Stai că să o explică mincei. Dar asuprirea politicianistă din România, ai auzit-o de Nu. No. Stai că să o explici pe ea. Uite ce scriu cititorii am băgat chestia asta pe Facebook. Ciprian Tanul din Bucovina. De, asupri de a asuprirea usleacă din Bucovina nu zice nimic, subțire legea asta. Parcă și văd pe oamenii ăia de la mine de acasă, mândri de trecutul lor. Știați că Franz Iosef a fost printre altele mare duce al Bucovinei, iar președinte al dietei Ducatului Bucovinei a fost Eudoxiu Hurmuzachi. Cum se uită cruciș la Bogdanel ăsta cu legea lui. Nu mai putem fi păcăliți chiar așa când vine un tip a venit domnul de la București să dă jos dintr-o limuzină sau din avionul de 12 și ne spune Măi ardelenilor, măi moldovenilor, măi bănățenilor, să vă explic eu cum stă treaba cu Transilvania, cu Moldova sau cu Banatul. Nu mai poți. Nu mai poți pentru că dăm un clic și vedem cine ești, dăm un clic și aflăm adevărul, tată. Adevărul este unul extrem de simplu. Transilvania nu se va muta. Nici la Uganda, nici la Marte, nici la Venus, niciodată. Transilvania este României. Dar Transilvania ține minte. Aparține ardelenilor. Altul. Imediat o sărit unul de la filiala lui partidul ăla al domnului domnul Zin, Viaconu, Partidul România Unită, Nicu Nistor din Arad. Îmi vine să râd dacă trece legea, sa, legea, legea Sabin German are marea șansă de a scrie câteva cărți. Râzi, dragul Badi, că și eu ți-am răspuns, Bagă și răspunsul meu, că vă să ne râdem, bă, tată, colegii să Dacă trece legea, poate nu mai trece nici diaconul Carpață. Bine, e așa. Că altceva n-ai ce să le zice, sora tată, pentru că ei nu pricep. Băieți, este secolul 21. Nimeni nu mai mută frontierele așa și pe dincolo, decât în cazurile în care culturile sunt total ireconciliabile. Și atunci când se, când se dă cu șutul în gură unei culturi, vezi Kosovo. Kosovo stătea liniștită cu Serbia dacă Milošević nu venea să spună de mâine în Universitatea din Kosovo, unde 98% albanez, nu se mai vorbește albaneză, se vorbește sârbă. Și Kosovo a zis, da, păi stai mă tată, că am țara mea cu sufletul. Atunci s-a despărțit Kosovo de Iugoslavia. În momentul în care Belgradul a simțit nevoia să fie stăpânul tuturor culturilor, atunci s-a făcut prav Iugoslavia. Până atunci a fost un model. Sigur, cu mășmirituri, cu chestii, dar dăm și mie ție, Dar Iugoslavia a fost un model pentru tot blocul comunist. Și a fost stilul ăla în care nici nu erai capitalist să muncești până mori, nici nu erai comunism să muncești ca să mori de foame, era acolo, pe la mijloc, unde se treia bine. Plecau sârbii pe vremea în 80, plecau în Elveția la lucru și aduceau bani, exact cum pleacă românii astăzi. Dar în momentul în care o venit cineva și a zis... Băieți, dau o lege. De mâine, toate ceasurile la Belgrad, toată lumea să vorbească cum vrea ăla de la Belgrad, au zis, nosio. Înțelegeți? Mihai Codruznano, din Brașov, Transilvania. Să nu uităm de bănățenii trimiși în Bărăgan, de sașii trimiși în un RSS doar pentru că vorbeau germana imediat după război de unguri expropiați după 920, de cei cărora li s-a impus să vorbească obligatoriu românește, deși ei nu știau boabă până atunci, trezindu-se astfel în statul ăsta fără voia lor, ca să nu mai zic de cei care au trebuit să coabiteze cu coloniștii moldoveni prin secuime sau brașov. V-am dat exemple numai de români care mi-au trimis mesaj. De ce? Ca să vedem dacă ne ia pe toți. Ai una la mână. 2. se vorbește despre coloniștii moldoveni din Secuime și Brașov. Tu crezi că acești oameni luați din Moldova lor și trimiși într-un spațiu din care nu înțelegeau nimic, în secuime sau în Brașov, spațiu german, nu? spațiu unguresc. Nu crezi că au fost fericiți? Nu. A fost ambiția lui Iorga, a lui Brătianu și a unui ministru a educației, Angelescu, în anii 20, anii 30, să colonizeze pur și simplu Ardealul și Banatul și Bucovina ca să arate cine e șeful. Ba, venea Iorga la un moment dat cu ideea că, domnule, de fapt, se cuie ăștia niște români ungurizați. Iorga n-avea nicio problemă când era vorba de interes. El și-a și zis, la ce mi pasă mie de adevărul istoric dacă e vorba de poporul meu? Poporul lui era acolo, la sămănătoriștii din care ieși după aia legionarii. Da? Altul. Alexandra Ghercu, Viena. Din Viena am primit domnul mesaj. Ghercu alias Gherco. Strămoșii mei din satul lung, Brașov, Broșo, au fost iobagi ridicați la rang de nobil de Leopold I, împăratul Sacrului Imperiu, în 1698. Așa, Asta că domnul German a amintit de Obagin din Ardeal. Care, ca și ai mei, au fost preoți, profesori, notari. Și atunci vorbim tu despre despre, cum ce la legea mea, asuprirea maghiară din Transilvania. Asuprirea maghiară din Transilvania a fost acá, acum asuprirea statului român sau asuprirea statului congolez, asuprirea statului american, asuprirea statului nu știu care pentru român, congolez, american și ce mai fi. Pentru că degeaba mi-l aduci exemplu mare pe Avram Iancu. Cum ai încercat să-l mai aduci de -aia? Nu uita că Avram Iancu era avocat Nu uita că taică său Avram Iancu avea o avere considerabilă. Atunci când fiul său -o, o citi proclamația în casă și nu la Blaj, stai liniștit, o să vă arăt într-o zi, ok? Primul lucru pe care o făcut taică a o fost să strângă averea, să o ia pe nevasta și să-și caute loc de plecat în munți, că ce vrea să facă fiul. Ok? Astea există ca mărturii. Dacă iei scrisorile lui Alexandru Papiu Ilarian către Barițiu 1867, ia-le un pic de curiozitate, domnul Diaconu, și mai învață un pic la istorie, că poate la Spiru Haret poate ai lipsit. Ok? Și îmi dă fotografia, aici, este un anuar al nobilimii din Transilvania. Și nobilii din Transilvania nu erau doar maghiari, erau și români. Familia lui Raul Șorban, naționalistul Raul Șorban, era înnobilată de la 1266. Cel mai bogat om, trăitor vreodată pe teritoriu a ceea ce se numea atunci Ungaria, nu a fost, nu știu care maghiar, ci a fost Iancu de Hunedoara. Avea aproape tot ardealul. De ce? Pentru că era bun în luptă. Așa se nobilau atunci iobagii, nobilii nob mici la nobili mari, Așa se făceau averile. Erai bun în luptă, aveai o cavalerie, erai recunoscut ca fiind un bun comandant și primeai moșii. Pentru că nu era atâta lume și puteai să iei 10 sate dacă erai un bun oștean. Și bun oștean erau și românii și unguri. Ministrul de Externe, cum i-a zice astăzi la omul ăsta, pe vremea lui Sigismund Batur, știi cine era? Ștefan Iojica. Român de al nostru. El a făcut, practic, acea unire, primă unire a ceea ce numim astăzi țări românești, 1595, înaintea lui Mihai Viteazu cu 5 ani. Dar probabil domnul Diaconu, Aspirul Hare se chestii, Nu? Ați lipsit? Trăiți? Bun. O să-mi zici de ce o zis, vezi, că o chema Ghercu și o pus numele Gherco. Pentru că, inclusiv în secolul 20, puterile statale, inclusiv maghiari și inclusiv românii, până în timpul lui Ceaușescu, nu au fost deosebiți. Timpurile de au fost același pentru toți. Aveau mania asta să traducă într-un fel sau altul în românește sau în ungurește sau în cehă sau în americanește sau în ce vrei tu numele. Să dea impresia omogenității. Pentru că epoca statului național, epoca de efervescență începută în secolul XIX, nu s-a încheiat neapărat în secolul 20 către mijloc. O mai continuat. Și îți dau un exemplu. Știi care omul care a făcut printre primele calculatoare în România? O să-l găsești <coughs> și nu face confuzii cu ăla de la Dunărea lui Voiculescu. <coughs> Nicolae Patru Bani. Știi cum îl cheamă în realitate? Micloș Patru Bani. Jumătate armeană. Patrubani Bani este un nume armean. Cop de bou. În ungurește înseamnă cap de bouri venit din Moldova, armean, maghiarizat după aici. Și ce se zic atunci? Să vină și Micloș banii care și sau au fost președintele Organizației Mondiale a Maghiarilor, să zică, uite ce m-a maghiarizat. Nu, o zici, astea au fost vremurile. N-ai putut să te pui de a curmezișul. Vine istoria ca un tăvăluc de la care îți face asfaltul. Te pui acolo, te-a făcut afiș. Dar, domn Diaconu, greu la sectorul din București, nu? Mai ales istoria Transilvaniei. Mai departe. Laurențiu din Balat. Mesaj bun. Dacă suntem o țară mai atenți, observăm că Iobagul român era impozitat cu aproximativ 10%. Oare astăzi când suntem impozitați cu 16% stăm mai rău sau mai bine? Întrebare. Nu se poate să răspundem. Nu ne dă voie partidul. Bun. Maria. <coughs> e un bumerang. Să cădelnițez mereu sărăcia și robia românilor din Ardeal. Deși cel mai bogat om din istoria Ungariei a fost Iancu de Hunedoara. Deși răscoalele cele mai mari au fost conduse de Secuiu Doja Diod, și de Buda Iola, înseamnă să toți mărunt în capul generațiilor din Transilvania ideea că sunt fel de urmași de-a Cunta Chinte. Bașca faptul că un iobac din Ardeal avea o avere la care țăranii de acum nici nu visează. Vezi conscripția urbareală din 1682, Ținutul Hunedoare. Desigur, în timp ce manuale sunt pline de astfel de istorii, niciun cuvințel nu apare despre faptul că generalul Kiseliov, Kiselev, pe care le știți toți în franceză, era prin 1830 președinte plenii potențiar al Moldovei și al Valahiei Tată. Se poate spune că era Moldova și că era uh, Valahia sub asuprire sub asuprirea lui Chiselev. Pentru că Chiselev a dat regulamentul organic, prima Constituție, au făcut lucrurile senzaționale în București, de aia este Bulevardul Chiselev, așa au făcut și Ungurii în Transilvania, nemți în Transilvania, românii în Transilvania, care cum au apucat, au modernizat câte ceva. Sigur că e foarte greu acum să-i spui un tip cu un partid care vrea să preia fosta garnizoană sau fostele garnizoane ale PRM-ului și ale pnr ului să și să-și facă o jucărie de aia electorală să-i spui niște lucruri de genul ăsta. Da? Numai că hai să mai vedem. O amintit fata, eu zic că o luat destul de mult de pe Facebook de la mine, am găsit-o pe forumuri. Conscripția urbareală, 1681-82. La 1682, cel mai însărie Obacu Nedorean era Prodan Balint. Nume românesc și nume unguresc. Din Nădăștia. Cu 3 cai, 16 boi, 6 vaci, 152, 3, 6 de porci. Stupi, ca cât un fermier din zilele noastre. În medie, o familie de obagi din Ardeal deținea, în medie, 4 boi, pluc cu brăzdar de fier, 2 vaci, cai, oi, porci, capre, stupi. Pentru cei de la oraș, am o sugestie. Luați telefonul și dați acum un telefon la țară, la mătuș, la la ce știți dumneavoastră. Și întrebați-i, mătușă, câte oi aveți? Câte porci? Câți cai? Câte capre? Câți stupi? Câte vaci? Dacă aveți un plug cu brăzdar de fier, să fie și din 1682, că era echivalentul tractorului atunci, era o inovație, ok? Să vedem dacă mătușile noastre și unghii noștri de la țară au averea asta medie a unui obag din Ardeal, din Hunedoara. Că s-ar putea să... Să zică, tu la ai doamne, tu copilă, dar pe eu de unde am să amat bani? Da? Bun. Pe forumuri. Am uitat pe forumuri. Da? Forumurile, forumurile pline, 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 pline de... Nu mi-ai titlul de la forum, așa? Așa? Eu, în Ardeal trăiau mai bine decât țăranii cu agricultura de subsistență de astăzi. Ăsta este. Bă, nu mai ne mai puteți păcăli. Nu mai puteți să băgați microbul ăla de naționalism. Stilul ăla, prezervativul ora electoral numit naționalism. Prezervativul ăsta ideologic numit naționalism. Pentru că nu răsare, tată. Rămâne acolo. Vorbești în pungă. nu sunați un pic pe Bogdan Iacon, că eu vreau să intru totuși în direct cu el. Să vedem. Poate răspunde, domnul. Vă promis, am să ocupat, mai încercăm. Că anul trecut a, și-a închis acum telefonul? Foarte deștept. Excelent. Bine. S mai sunat, să mai sunați. Pentru că anul trecut mi-au promis că, domnule, într-o săptămână vin, înțelegi? Bă, băiatul, eu sunt din București, sectorul nu mâncați a sufletul deputat, adică dacă s-a promis o chestie, vin. De atunci îl aștept și să vin în emisiune să-l întreb, dumne, ce înțelegi din Ardeal? Ce-ți place ție în Ardeal? Când vin Ardeal și te întâlnești cu un român, îi zici, ce au omorât ungurii. Când vin Ardeal și te întâlnești cu, cu un ungur, o să zici, ce au omorât românii. Zim și mie, ce-ți place ție în Ardeal? Că mai văzut o cocoană de asta la Târgu Mureș, și-o -o din mașină de Argeș. <coughs> și un copii la, un zi, la grădina zoologică, cea mai faină din țară și cea mai mare. Și-o venit acolo, doamna, dragă, și stătea la coadă la chirtoși au aici se vorbea da tare, sau audă toată lumea. Aici suntem în România, să vorbească toată lumea românește, dați-mi și mie un curtos colax, Așa scrie în ungurește. Uite, lumea aia azi nu lasă, doamne, că poate e bolnavă, poate e soare afară, poate e urechea mai bolundă, poate nu de bine. A stătea la coadă pentru un produs secuiesc, numit curtoscolaci, înțelegi, și în jurat de mama focului că de ce nu s-a vorba uh, dacă suntem în România, Că acum s-a dat jos dintr-o mașină din Argeș și au venit aici nobilimea argeșană în Ardeal să ne învețe cum e cu Argealul, cu Ungurii, cu Românii. Și cu Curtos Colaxu. Și atunci, tată, ia să-ți mai dau un pic. Ce aveau o familie de obagi. Ce avea o familie de obagi 1681? Patru boi, plu cu prăzdar de fier, două vaci, cai, oi, porci, capre, stupi. Și acum mergem la Actualitate. Dacă mai sunați la domn Diaconu, să-mi dați la telefon. Radio Iași. Dăm carton. La solicitarea Radio România Iași, în exclusivitate, Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a anunțat posibilitatea modificării prevederilor legislative, potrivit cărora în gospodărie care nu beneficiază de apă curentă și canalizare printr-un sistem centralizat, pot fi crescute maximum șase animale în total, ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline, ce vrei tu, și cel mult 50 de păsări. Materializată chestia asta în ordinul 1100 sau 119 din 4 februarie 2014 al Ministrului Sănătății la articolul 15 alineatul 1. Adică, acum ai voie să crești într-o curte 6 animale și 50 de păsări, iar tovarășul nostru Iobag, din Ardeal, domnul ministru, avea în medie 4 boi, două vaci, cai, oi, porci, capre, stupi. Și nu poți să-i spui țăranului, n-ai apă curentă, mă, n-ai canalizare. Pentru că fondurile europene de 10 ani stau acolo, tot aproape. De 10 ani, aproape 30 de miliarde de euro ai tăzi scălei de la comunitatea europeană. Că faci și modernizezi țara asta. Și țăranul ăla au plătit la fiecare lună zădea către domnul deputat, ține 2 lei, către domnul senator, ține 3 lei. Către guvern ține tot și mi un leu. Tu trebuia să faci chestia asta. Omul politic care a zis, nu mai aveți voie să creșteți decât șase animale. Păi bă, bă băiatule, până veți ajunge totuși la, la prosperitatea unui obac din Ardeal. Dragi miniștri și deputați, mai aveți, tată. Mai aveți. Nu? Ia să mai luăm. Pentru că este un dispreț față de tot ce înseamnă ardeală. Să zic de unde vine disprețul ăsta. Disprețul ăsta vine din faptul că ăia care s la frâiele țării, de obicei n-au avut de-a face cu așa numitele minorități. Eu le zic comunități naționale. Maghiari, tași, evrei, slovaci, tătari, romi. Înțelegi? Sârbi, cazul banatului, jvabi, cazul banatului. Și atunci au impresia că România asta ar putea fi mult mai ok dacă ăștia ar dispărea, dacă n-ar fi. Ne deranjează. Băi, ce regionalizare ar, ar, fi făcut noi, mi-o dată unul de la guvern, de la un guvern, dacă nu erau unguri. Dar mă, ce te au piedicat? Sunt unguri, mai cer drepturi. Dar mă, și ăla vă plătește impozite ca mine. Nu contează, bă, au prea multe drepturi. Și am zis, bă, băiatule, fă lucru. Nu mai dar niciun drept ungurilor. Cu o condiție. Să aibă exact atâtea drepturi câte am eu, ți-ar conveni. Acum adică băta acelui, noi suntem români în România, cum să aibă atâtea drepturi. Asta e problema fundamentală. Pentru că, pe de o parte, urlă toți că ce multe drepturi au ungurii, că acolo, acolo e bătălia. Înțelegi? Nu, când zic ei minorități naționale, nu interesează pe ei de sași sau de tătar sau de evrei. Nu, ungurii, acolo este în costă. Înțelegi? Au prea multe drepturi pe de o parte. Pe de altă parte, când le spui, ok, dă-le exact atâta drepturi cât au cetățenii români, pentru că și ei sunt cetățeni români. Că îl cheamă Ioșca, puțin import, nu contează. Nici chiar așa. Nici chiar. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă și în condițiile în care partidul, sau cum să-i zic, organizația, UDMR, Uniunea, este în ciuda stabilității aparente, extrem de instabilă. Mă uitam ea la Chelemen Hunor, tată, în timp ce votez pentru rămânerea lui Ponta, tu vii și îmi spui că Ponta trebuie să-și dea demisia. Bă, băiatule, fi verde sau roșu, sau lilo, sau Dar o culoare, nu o nuanță. Una se spune în românește, una se spune în ungurește, vine campania electorală, venim cu cererile de autonomie, numai acolo unde știm că avem o problemă cu voturile. În secuime. Nu, tată, zic ca mine, bă, și acum. Zic ca mine și acum că nu ești în campanie electorală. Eu vreau secuimea alături de Delta Dunării și Valea Jiului, regiuni cu status special, după modelul regiunilor cu status special din țări unitare ca Italia, de exemplu, se numește Sud Și mai vreau autonomie regională administrativă și financiară pentru toate celelalte regiuni ale României. El nu poate să o zică pentru că numai în campanie electorale îi are gura pe subiectele astea. În rest, avem altceva de făcut. Avem altceva. Trebuie să luăm o pauză. Trebuie să luăm o pauză, nu înainte de a-ți arăta să vezi unde merge disprețul ăla de... Da? M-am uitat pe un blog Cristian Macedonski, un tip de la Forumul German din Brașov consilier. Care s așa. În calitate de consilier local al Forumului German la Brașov, dar și în calitate de promotor al Brașovului în Europa și membru al Institutului Regiunilor Europene de la Salzburg, am constatat cu tristețe că niciunul dintre reprezentanții oficiale ai Forumului German Brașov nu au fost chemați să participe la lansarea oficială a Brașovului în cursa pentru Capitala Culturală Europeană în 2021. Bă, băieți! Brașovul o făcut. a făcut sa și ne place, nu ne place, Cronștatul, Brașovul, Broșo, l-au făcut sașii. La fel ca Sibiu, ci nici măcar atâta, ăia de la primărie sau ăia care au făcut chestia asta, nu au putut să invite formul democrat al germanilor. Dar nu vă mirați. Și înainte de publicitate, vă spun și după aia, repede publicitate, că sar naționaliștii pe mine. Ghișe care au fost primar, îi de acolo de peste munți. Actualul primar de acolo de peste munți. Niță, care e mare și tare prin PSD, și el născut prin fundul Iașilor, nu? Acum nu-i mai voie să vorbim despre nemț la Brașov, pentru că nu poți să cumpiri un pătrunjil acolo în Brașov, bă, mâncați-o să vă. publicitate, bă, bă dă pic de publicitate, bă. Legi? Asta e baiul fundamental. Că n-au înțeles nici un pic. Și nu știu, bă, nu vreau să am privire de asta lombrosiană asupra unor părți din țara asta. Dar parcă Bucureștiul a fost plantat acolo, puf, în ciuda elitei. Și nu vorbim de elite. E o elită universitară, o elite, o elită academică de excepție. Ok. Vorbim de oamenii politici care au, au ieșit ca din mâlul Bucureștilor. N-au înțeles diversitatea. Și nu numai în Ardeal și în Bucovina sau în Bonat. Nu, nu numai în Vechiul Imperiu. Inclusiv în Moldova. Mă. 1859. Da, s-au unit cu moldovenii. Le-au promis marea cu sarea. Trumf. Nu s-au mai respectat nimic. Au și moldovenii, în stradă. O trimis ăștia trupele la București, 100 de morți, inclusiv rănit Mitropolitul Moldovei, pentru că și el o ești în stradă să ceară dezunirea. Ion Creangă, și el pe acolo l-a salvat pe Mitropolit. Ion Creangă, după aia, dat afară din serviciu, că era învățător, pentru că era antiunionist. Mihail Cogălnicianu, da, cel care luptase pentru unire, dacă ei, 1862, scrierile, Declarațiile, o să vezi că le cam regretă, și atunci te întreb, mă, cum naiba s-a făcut chestia asta? Și în Moldova, ăia care s-a luptat pentru unire, o regretată. În Basarabia, Panhalipa, numai că nu și-au încrucișat venele de urechi, nu mi te rog, dacă găsește la, te rog, Panhalipa, cartonul, și s-a luptat ca un leu pentru unire 918 și după un an, după doi, deja băieți și-a și pus mâinile în cap. În Bucovina, Iancu Flondor, luptător pentru unire, cu riscuri și după aia scârbit de politica de la București. În Ardeal, luptătorii pentru unire, Maniu, cu Vaida Voievod, cu tățăștea și într-un an de zile s-a luat cu mâinile de cap. În Banat, Severbocu luptător pentru unire, făcut pușcărie pentru că pe vremea Austro-Ungariei publica articole în care cerea drepturi naționale pentru români. De câte vor condamna, de câte... O să arăt imediat. Da? Și după a zis, pu, prost am fost. Băieți, ceva se întâmplă acolo. Nu înțelege țara, înseamnă că nu aveți nevoie de țară. Nu înțelege țara, înseamnă că nu vă meritați țara, tată. Și acum vorbesc pentru clasa politică din București. De 100 de ani încoace clasa politică de la București care este, atenție, de multe ori vărsată de prin regiunile țării, toate. Această clasă politică nu-și merită țara. Ok? Să vedem. Țăriți asupra mea. Stați că vă dau bă, ați văzut istorie. Mâncu vă sufletul. Mă știu la chestia astea. Hai să vă arăt domnul Diaconu, tovarășul Diaconu, să-ți arăt prima dată gradul de alfabetizare de la 1900. Slovenia 82%. Banatul. Banato, scrie aici, pentru că e dintr-o revistă italiană. 66%. Galicia. Italia. Bucovina 49%. România 22%. Asta-s gradul de alfabetizare 1900. Atenție! Asta a fost istoria. Asta nu înseamnă că hai să ne râne de România, hai să ne râne de Portugalia, hai să facem o Nu. Pornim de la premisele, asta a fost istorie, să vedem cum facem să fim mai mulți. 100% tăzi de aici să fie alfabetizați. Ok. Alfabetizare 1930. Cei cu roșu, îi vai mama lor. Cu cât e mai galben, mai verde, e mai alfabetizat. După 12 ani de la unire, cetatea albă era un pic cât de alfabetizată, pentru că aici erau alt fel de minorități, da? În rest, nici o problemă să ții în întuneric ca <coughs> principi al educației de la minister, ok, Basarabia. Dacă vă uitați aici, Teleorman Uvlașca, Ilfovu, și aici, încă-i vișiniu, tată. Da? Aici este zona apuseinilor, Hunedoara, care deja era adusă pentru mine, exact așa acum, și erau munții apuse în partea asta unde erau extrem de izolați. În rest, o vezi? Bun. Bun. Și la fel, ai zonele izolate din Maramureș cu Lăpuș. Bun. Și acum să arăt. Să trecem la chestii concrete, domnul. Prima locomotivă cu aburi, 1872 o găsiți la Reșița, o vedeți, o știți, scrie Reșița lungurește, în îngurește, ăla-i ț, ț -ș. bun, să vă arăt și placa, ca să punem discuția de aici. Prima locomotivă cu abur construită în spațiul sud-est european la Reșița în 1872, după modelul locomotivei Secul, proiect al John Haswell, care a fost adusă la Reșița în 1871, avea numărul de circulație 1. Și în serviciu, în circulație numărul 2, în 1872-1937, existau încă două locomotive cu abluri similare. Ok, ai înțeles? Bun. Și acum, ca să vedeți că tot ce s-a întâmplat atunci în Banat și în Ardeal, se întâmplă acum, dar cu toată țara. Așa cum ați văzut că își puneau partidele luna trecută, tot felul de șmecherași în companii de stat, anii trecuți. Din 89 încoace, de când s a dat drumul la libertate, tată, hai să duduie libertatea ca economia lui Tăricianu, și-o pus numai, cine? Văru, bagă la Consiliul de Administrație. Sigur, aveți o nevastă, domnul ministru al justiției. O băgăm în Consiliul de Administrație și acolo autoritatea aeronautică. O, oh, dar mai aveți ceva? Dar sigur, avem o grămadă de companii de stat de unde puteți lua salarii. O grămadă, deși de 15.000 de euro erau salarii, da? Mircea Ruznac. Banatul și Marea Unire, 2015. Mircea Ruzdac. Vă dau, domnul deputat, numai exemple românești. Da, Reșița era unul dintre cele mai importante centre industriale ale Europei. Devenim peste noapte proprietarii săi, conducătorii României au dat lupte grele între ei pentru a se infiltra în conducerea societății Reșița. În 1920, prime acționare ai Reșiței au devenit obeizadea, Constantin Caragea, un doctor Bontescu, familia Brătianu, un tip care după a făcut politică și au ajuns pe cheride, a ajuns și președinte al Senatului, Grigore Duca sau cum îl cheam pe el, Manole Diamandi, Ion Boambă. Cu toții mari specialiști, între ghilimele, în metalurgie, desigur. N-aveau nicio legătură cu metalurgia. Instalat în 1920 ca un satelit al liberalilor, că era Brătianu, El era cu... Hai să facem un leu de doi. Guvernul Partidului Poporului, condus de generalul Alexandru Averescu, a crezut că poate să-și instaleze oamenii cei susnumiți la conducerea societății Reșița. Aceasta nu putea să convină liberalilor. Întreaga tărășenie era relatată pe larg de istoricii Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, volumul 2, partea 1, București, 86, 294-295. Ca să nu credeți că vorbesc prostii. Semnalul pentru înlăturarea guvernului Averescu a fost dat cu ocazia aducerii în discuției Cedinței parlamentare în 15.21 a legii de naționalizare a o Reșița, încercând să scape de sub tutela liberalilor să naționalizeze Reșița în interesul grupării lui, Averescu a venit în contradicție cu interesele oligarhiei liberale, care nu admitea să-i scape cea mai însemnată întreprindere metalurgică a României. Pentru că au ras tot. Este ca și cum acum, ca și cum acum, nu știu, am zice, hai să luăm o parte a Ucrainei, domnule. Ok? Și ne trezim cu o grămadă de siderurgii, metalurgii, o grămadă de, de industrie. Nu ei tu pentru popor. Că să știi că poporul nu a beneficiat aproape nimic în urma preluării Ardealului și Banatului. Prea puțin. O, mai mult sentimentul ăsta, mai România dă la, să scriem poezii cu unirea și nia, ce scrie în Marea Unire cu și umare. În rest, oligarhiile, tată, liberalii, Averescu, băieții flămânzi de la București, băieții dăștăți aici la noi, la sector, au ras tot. Carton. Din Gheorghe, Dan Gheorghe Perianu, istoria uzinelor din Reșița, 1771-1996. Paginile 78 și 80. După căderea guvernului Averescu și venirea liberalilor la putere, conducerea Reșiței s-a schimbat radical. În 1925, în Consiliul de Administrație, se aflau principele Barbu Știrbei. N-avea, nici nu știa ce e la locomotivă. Argentoianu, om politic, habar n-avea aceea e locomotivă. Doctorul Ilie Beu, Mauriciu Blanc, Dr. Valeriu Braniște, Constantin Bușilă, Principele Mihail Cantacuzino, Teodor Capitanovici, Vasile Grecu, Popovici, General Constantin Prezan, Inginer Nicolae Pâștefănescu, un singur inginer, cel la avea habar de usinile Reșița, în rest, oameni politici care au zis, în sfârșit, cam sărăcit de război, ne facem și noi un pic de, un pic de pănuț o supică de un leu. Înțelegi? Niciun specialist în condițiile în care uzinele Reșița își formaseră în Occident o pepinieră de specialiști. Erau trimiși din Reșița, luau din tot Banatul și din Ardeal și trimiteau în Occident la școală și după aia reangajau acolo la uzinele Reșița. Era printre perlele Europei acea uzină Reșița. Da? Și-au venit băieții și-au zis, au leu cu sufletul, a, a, fost răzbelă loc cum mi-o căzu. Știi că România era în 1915 faliment declarat domnul Diacono. Nu știi? Și băieți, o să ne recuperăm ceva. Exact ca oligarhii ruși cu Rusia de după 90. Exact așa au făcut băieții șmecheri ăștia câțiva de la București. Băieții șmecheri din Rusia. Uite, într-o zi o să vă prezint ce a fost ăia pe care îi vedeți astăzi bac cu clubul de fotbal Chelsea. Bac nu știu care, super miliardari din Rusia. Știi ce erau? Unul dintre ei vindea rațe de cauciuc. Avea o tarabă de aia așa și mergea și vindea orice blice, și carice. Da. Și s-a combinat cu un tip care ștea pe un tip și din securitate și hai să cumpărăm pe nimic o mină și o mină de diamante și o mină de aia și o mină de aia și un pic de petrol. Dăm o bolul la partid, dăm o bolul la orice înseamnă Putin sau înaintea lui Putin și devenim multimiliardari. Și după asta stăm acolo la... Da? Așa au făcut și ăștia. Ok. Adevărul. Locale. Lupta lui Sever Bocu pentru Banat. Sunt un regionalist. Cred că provinciile vor trăi, vor progresa și vor muri pe această chestie a descentralizării. Așa că, tovarășul, cum îl cheamă? Diaconul, dacă vrei să mă arestezi, trebuie să-l arestezi și pe domnul ăsta. O murit. S-a bătut ca un câine pentru unire. da, au murit la Sighet, că românii. A, bă, tată, bă, te-ai lovit, gata, acum du-te. Enervați pe câțiva, vă rog frumos, așa, da? Enervare? Rubrica de enervare? Ok. 14 octombrie 2014, un articol de Ștefan Bot. Datele sunt din octombrie 2014, o să vedeți de ce, pentru că apare și masterplan transport. Și atunci era așa. Timișoara este cel mai dinamic oraș din România din 2013, conform reputatei reviste Forbes. Al doilea oraș propice pentru afaceri din 2013 după București, conform aceleiași reviste. Al doilea pol economic și al doilea contributor la bugetul centralizat al statului. Cu toate acestea, județul Timiș nu primește niciun ban conform masterplanului transporturilor până în 2030. Da? Faptul că Timișoara este ignorată de la centru nu este noutate. Aceste discuții au existat încă de la unirea banatului cu vechiul regat a României, în urma deciziei luate la conferința de pace de la Paris, 919. Ori, astea nu mi le poți imputa. Pentru că... Eu nu-ți decât atât, tovarășul politician român, să înțelegi istoria. Astea nu ți le arăt, ci nu ți le spun chestiile astea din istorie ca să-ți dau cu ele peste nas. Sau ca să arăt că, uite bă, cum ne-a scotropit. Nu. Eu pot să zic, dar tu că așa a fost istoria nu mă apuc să-mi bat strămoșii că au fost curvari. Înțelegi? Nu. Iau istoria așa cum e, însă, tătucă, hai să învățăm din istoria asta, bă. Măcar nu mai repeta greșelile lor. De 10 ani se câcăie cu regionalizarea. Acum 16 ani vreau să mă bage pe mine la pușcărie, aveam așa. Era chemat la Daniel Morar pentru trădare națională, spionaj, subminarea ordinii constituționale, vreo 5, numai de alea de la 25 de ani în sus era cu pușcărie, în partea specială a codului penal, undeva că le-am și învățat, 165, articolul până la 176. Cam pe acolo, dar tăte cu de la grele la pușcărie. Și când le-am zis de regionalizare, <coughs> trădătorul de German. După au venit ei și au văzut că trebuie, dar nu mai știu să facă, pentru că în Occident ei săracii pleacă la cumpărături, nu pleacă să învețe. Da? Să vedem noi cine-i Sever bocu cel care zicea că sunt un regionalist. Da? Sever Bocu. A urmat Academia Comercială la Viena. Apoi a studiat jurnalistica la Paris. A fost acuzat de către autoritățile ungare pentru articolele în care susținea drepturile naționale ale românilor. Și a fost condamnat la închisoare de mai multe ori. În Austro-Ungaria, da? A fost ales pentru prima dată deputat în Parlamentul României în 1921. Va fi reales de 9 ori de către bănățeni, datorită intransigenței cu care a susținut cauza acestora. În primul guvern condus de lui Maniu în 28, Sever Bocu este numit ministru al Banatului. După venirea la puterea guvernului condus de Iorga, Sever Bocu, în total dezacord cu politica de la centru, sublinează incorectitudinea sistemului centralizat. Astfel, în ziarul Vestul, în 16 mai 1931, îi apare un articol remarcabil intitulat Popor din Banat, trezește-te, în care arată cât de nedrept este tratamentul care îi se aplică banat, Banatului. Moare în închisoarea de la Sighet, 1951. Popor din Bana, trezește-te! Așa zicea și Maniu, Dumnezeu să ierte. Popoarele Ardelean și Bănățean. Bun. Și acum, ce ne scrie Bocu? Om, s-a spus, care s-a luptat pentru unire și pentru drepturile naționale ale românilor. Prin centralizare, 1931, orașele de la vest, care alcătuiesc azi o puternică cultură de graniță, vor ajunge pe urmele iașilor, ruine glorioase în profitul unui singur oraș al Bucureștilor. Centralismul nu are naționalitate. El a dus fie că a fost unguresc, fie că a fost românesc, la aceleași concluzii, exploatare sau sărăcie. Așa că, băieți, cum ne-am luat-o de la unguri, cred că ne-am luat-o imediat după unire și de la români. Înțelegeți? Asta este. Nu mă arestez, tovarășul. Mă arestez. Astea sunt date. În 1928 vezi ziarul Patria, care analizează bugetul. 86% din bugetul național plătit de ardeal și banat, 14% de vechiul regat, adică Valașia și, și Moldova. Bun. 1931, tot Severbocu. De șapte ani. De șapte ani, banatul vars anual milioane contribuind cu cea mai mare cotă, date fiind industria și comerțul său din oară în floare, la fondul de ucenici, fondul național. Din cele peste 25 de milioane s-a dat o singură dată pentru îmbrăcarea ucenicilor din Timișoara 200.000 de lei din 25 de milioane. Ia vă comparați un pic chestiile astea. Ia compară tovarășul Bogdan Diaconu. Eu te vreau aici cu un drept la replică să-mi dai argumentele dumitale. Aferim. Trebuie să ascultăm argumentele. Doamne ajută să le ai. Să vedem cum interpretezi chestiile astea. Dacă îți mai vine să faci tot felul de chestii cu asupriri și dacă nu-ți trece prin cap să zici, domnule, am văzut acolo la Cluj, au ăștia, -au, -au nu prea au silicoane, n-au chestii de alea de botoxuri, niște chestii din istorie. Și poate dai un telefon la 3, 4, 10 istorici, prieteni de care îți mai citiți decât dumneata, și care îți explică istoria și zici, băieți, renunți la legele porcești, hai să dau o lege să corectez toate chestiile. astea. Și atunci zic, Leo Colop, asta să-i În românește jos pălăria. Bun. Hai să mai dăm. Delegația care a mers la București ca să prezinte actul unirii în decembrie 1918 s-a bucurat tot de un asemenea tratament special. Din delegație făceau parte episcopul ortodox de Caransebeș, Ardeleanul Miron Cristea, cel care o zis când era în Austro-Ungaria, voi zdrobi cu bastonul meu de episcop orice cap de regățan care îndrăznește să treacă carpații, da, soldat regățean, o să vă explic într-o zi și asta, da, acum a da pe braț că o zis, așa, și o fost și episcopul grec catolic Iuliu Hosu. Și mai mulți sunt delegații. Ce s-a petrecut? Și vă arăt dintr-o lucrare pro-unionistă. O să-i vedeți și numele. O scris-o Valer Hosu, episcopul Iuliu, Sfântul Marii Uniri, în 2008 a apărut la Cluj, pagina 139. Sfântul Marii Uniri, omul chiar se bucură de Marea Unire. Însă, cu tot entuziasmul amențitor, episcopul Iuliu a trebuit să constate contrariat și note imperialiste în gândurile despre Ardeal, ale unor regățeni, mai ales din cercurile militare. Fratele Ioan Hosu, frasul, frasul, episcopului, inginerul de căi ferate care însoțea delegația în calitate de șef al gării din Sibiu și gestionar al trenului, aparținător unei societăți pe acțiuni, l-a informat pe episcopul Iuliu Hosu și pe ceilalți delegați că nu vor mai avea cu ce se întoarcă acasă în Ardeal, deoarece le-a fost rechiziționată splendida locomotivă nemțească cu care veniseră la București. Cu o generoasă înțelegere a situației, Episcopul Iuliu și-a consolat fratele pentru această pierdere, sugerându-i să o considere o altă jertfă pentru unire. Adică o plecată la București și când au văzut ăia de la guvern cu ce locomotivă și ce condiții, cu ce condiții au venit ăștia de la Sibiu, au zis Dă, dă, dă mie. Și o trebuie să le dă lor. Și să nu crezi că a fost singular. Să nu crezi că a fost singular. Altă jertfă, domnul Diaconu. Altă jertfă. Academicianul Constantin Daicoviciu. Marele academician Constantin Daicoviciu. Istoric. Nu-l studiază manuale? La Spiro Haret. Era pauză, scuze. Academician Constantin Daicoviciu, istoric. În momentul unirii cu țara în Lugoș, ca peste tot în Ardeal și Bana, s-a efectuat schimbul de administrație. Astfel, sosit din București, noul director al poștei din Lugoș, regățan, jet beget, și-a vizitat instituția, iar la sfârșit, privind încă cu atenție în jur, a exclamat, frumoase perdele, să mi le aduceți acasă. Și așa mi-am dat seama, zice domnul academician, care e diferența între administrația austro-ungară și cea românească. Domnul ăla, diaconul, diaconu, te rog frumos să-ți mai pui o dată legea cu negarea, nu știu ce, chestii cu asuprirea și când pui chestia aia, pune rog, monitor, monitorul oficial și chestia asta. Da? Alta. Mircea Ruznac, Banatul și Marea Unire, Timișoara 2015. Era aceasta poate și confirmarea celor sesizate de Traian Vuia la conducătorii vechiului regat, care în timpul primului război mondial nu admiteau nici măcar termenul unire, ci trateau celelalte teritorii locuite de români numai în virtutea dreptului de cuceritor. Paranteză, Traian Vuia și scrie despre doadul la conchet, care era avansat, adică vă bă, băieți, Bașca, lasă tu fițele cu autonomie, lasă noi aici, noi suntem Bucureștiu și v-am cucerit. Droadul la conchet, dreptul cuceritorului, nu unire. Unire așa pentru șmechera și care scriu manuale. Ok? Traian Vui am citat, da? De altfel, Ion Cebrătianu declara să vreau Transilvania, dar fără transilvaneni. Opinia lui Iorga a fost confirmată în vara lui 1930 de Nicolae Iorga, opinia lui, o uliță prăfuită din București e mai importantă decât toate burgurile din Ardeal și Panat. Mentalitatea de ocupant, scrie Mircea Roznac, istoric, autorităților române, nu s-a dezmințit nici mai târziu în banat. Într-atât de convins a fost prim-ministru Nicolae Iorga de acest lucru, încât după ce a vizitat Timișoara în 31, a decis să rechiziționeze pentru guvernul central de la București automobilul Lincoln, cumpărat de localnici, de oameni din Timișoara, pentru nevoile de reprezentare și protocol. Și acum concluzia, băieți, că mai am un pic. Da? Concluzia pentru voi, pentru politicieni. Băiețași, ecute-mă, ascultați la mine comandă. Ați luat Citiți! Ion Slavici. Stau pe gândul ce mă uit în prejurul meu și nu îndrăznesc să mă bucur de norocul cel mare, unirea. Ba câteodată jale adâncă mă cuprinde în fața temerii, ca nu cumva mâine ori poimine la Chișinău, la Cernăuz, la Brașov, la Cluj, la Oradea Mare, la Arad, la Timișoara, ba până chiar și la Sibiu, să fie cum e azi, la București. Acolo de unde, din sectorul 1, un domn Diaconul ne spune cum o să facă și cum o să dreagă. Victor Babeș, scrisori către Sever Bocu. Doresc din tot sufletul unirea tuturor românilor și dezaprob orice tendință separatistă. Și noi. Dar nu pricep, nici noi, această unire ca să fim excluși din drepturile și de la folosința bogățiilor noastre, invadați și reduși la rolul unei colonii cucerite de către politicienii egoiști din toate partidele ale vechiului regat și ale Ardealului. Și atunci, tătucă, cât mai am? Am și memorandul lui Panhalipa. Dăm și Panhalipa ca să vedeți și ce-a fost în Basarabia. Memorandum către guvernul de la București, 1924, semnat de majoritatea aleșilor basarabeni, reuniți în jurul lui Panhalipa, omul care s-a bătut pentru unire. Sire, declarația de unire din 27 martie 1918, a prevăzut bazele pe care unirea trebuie așezată. Principalele din aceste baze sunt, 1. Descentralizare și autonomie administrativă. 2. păstrarea legilor și a organizației administrative în vigoare până la modificarea lor de către Parlamentul Român. 3. Respectarea drepturilor minorităților, garanția constituțională a drepturilor și a libertăților cetățenești, amnistia politică, convocarea neîntârziată a Constituanței, care vor intra reprezentanții Basarabiei proporțional cu populația, aleși prin vot universal, egal, direct și secret. Da? Țire, declarația de unire din 27 martie 1918 este titlul de drept pe care se întemeiază unirea Basarabiei cu România. Țire, de la unire încoace. Basarabia este cârmuită într-un fel care nu mai sunt cârmuite nici măcar coloniile negre din Africa. Regimul actual din Basarabia nu mai poate dăinui. Basarabia nu mai poate nu mai dorește să-l tolereze. Noi, reprezentanții Basarabiei, nu mai putem, nu mai voim să ne agravăm răspunderea prin dosirea adevărului asupra situației reale din provincia noastră. Asta, cum o interpretez, dragă domnule diputat, disictorul 1 București? Pentru că, vrei să mă arestez? Nu poți stătucă. Să închid, ia așa să închid carpață. Ca în, înțelegi? Eu chiar, uite, chiar îți sugerez. Arestează-mă. 24 de ore și îți garantez că vom avea succes. 24 de ore. Vino și fă scandal în, în Ardeal. Vino la Secuii, pe sânaț. Vino la Ardele, dă-le pe sânaț. Du-te în țara moților. Explică-le cum s-o da legea moților care niciodată nu au respectat-o. Niciodată. Pentru legea moților a ieșit Horea la răscoală. Legea moților. O venit ciorbea și o zis, vă dau legea moților. Nici măcar atâta nu s-o respectat din 98 ile legea moților, băi. N-ați respectat nimic. Și acum a venit să ne spuneți cu Ardealul, bă băieți, când vom vorbi noi despre Ardeal, voi veți stăcea asurzitor. Știi de ce? Pentru că asta e geografia, asta e istoria. Ajunge mai repede la Viena decât la București. Și deși Slavici a fost cel care a zis, pentru toți românii, soarele la București răsare, a ajuns și el la concluzia că nu-i tătuna să fie avut capitala la Viena sau să fie avut capitala la Istanbul. V-am pupat. Unire, bă. Unire. Ha. Hai să iau apa. Pixul. Telefonul. Ți-o apa.